Președintele PNL Maramureș Ionel Bogdan a participat alături de reprezentanți din Consiliul Județean din instituțiile subordonate la a treia ediție a campaniei în Maramureșul, desfășurată la Ocolul Silvic, Târgulăpuș. În cadrul acestei au fost plantați aproximativ 4200 de puieți de brad, molit și frasin pe o suprafață de 3,3 hectare în pasul Rotunda, între Cafnic și Băiuț. Pe această suprafață a fost o pădure de aproximativ 30 de ani, care a fost doborâtă de o furtună puternică în 2017. Anul trecut aici au fost plantați puieți, iar la această acțiune cei prezenți au realizat o lucrare foarte importantă de completarea puieților care s-au uscat pentru a asigura regenerarea în totalitate a pădurii. După cum a declarat Ionel Bogdan, acțiunea de împădurire este organizată deja pentru al treilea an consecutiv și vizează creșterea suprafețelor împădurite de la nivelul județului nostru, în paralel cu tragerea unui semnal pentru ca toți cetățenii să fie mai responsabili cu mediul înconjurător și să păstreze curățenia atunci când petrec timp în natura. Acțiunea a avut și sprijinul reprezentanților Rom Silva, Direcția Silvică Maramure și Ocolului Silvic Târgulăpuș.